Coerența. Aceasta este cheia bunăstării energetice, fizice, mentale, emotive și spirituale. Dacă ne urmăm instinctele, dorințele, gândurile, pasiunile, nu ar trebui să cunoaștem niciodată nimic altceva decât bucurie și sănătate. Nu este deloc dificil să ne auzim vocea sufletului. Totul a fost făcut atât de simplu încât nu trebuie decât să o recunoaștem. Simplitatea este ideea fundamentală a întregii creații. Sufletul nostru, vocea șoptită în interiorul capului, vocea lui Dumnezeu, acea voce care vine din suflet, ne vorbește prin intuiție, prin instincte, prin dorințe, idealuri, preferințe sau antipatii pe care le putem avea, astfel încât ne este ușor să auzim această voce. Cum altfel ne poate vorbi El, Divinul? Instinctele adevărate, dorințele, preferințele sau antipatiile ne sunt date ca să putem desluși comenzile spirituale ale sufletului prin mijloacele de percepții fizice limitate pentru noi, pentru că nu este încă posibil să luăm o legătură directă cu sinele nostru superior. Aceste comenzi sunt destinate a fi urmate fără comentarii, deoarece numai sufletul știe ce experiențe sunt necesare pentru o anumită personalitate. Oricare ar fi comanda neînsemnată sau importantă, dorința pentru o altă ceașcă de ceai sau o schimbare completă a tuturor obiceiurilor de o viață ale cuiva, ea trebuie să fie executată de bună voie. Sufletul știe că sațietatea este singurul leac adevărat pentru tot ceea ce în această lume considerăm ca păcat și greșit. Până când întreaga ființă nu se revoltă, acea greșeală nu este eradicată, ci rămâne pur și simplu latentă. La fel cum este mult mai bine să continui să-ți bagi degetele în borcanul cu gem până când ți-e atât de rău încât gemul nu mai prezintă nicio atracție. Dorințele noastre adevărate, dorințele sufletului nostru, nu trebuie confundate cu dorințele și cerințele altor oameni atât de adesea sădite în mințile noastre sau ale conștiinței, care este un alt cuvânt pentru același lucru. Nu trebuie să dăm atenție interpretării pe care o dă lumea acțiunilor noastre. Numai sufletul nostru este răspunzător pentru binele nostru. Reputația noastră este în păstrarea lui. Există numai un singur păcat, acela de a nu face ceea ce ne dictează propria noastră divinitate, adică sufletul. Acela este păcatul împotriva lui Dumnezeu și a aproapelui nostru. Aceste dorințe, intuiții, cereri nu sunt niciodată egoiste. Ele ne privesc numai pe noi înșine și sunt întotdeauna corecte pentru noi și ne aduc sănătate fizică și mentală. Boala este rezultatul în corpul fizic a rezistenței personalității la îndrumarea sufletului.